jos alte rachete și când un asemenea personaj rostește cuvântul vom da o lovitură de stat, iar apoi spune după un timp juridică, nu e în regulă. Mai ales că există oricum o mare tensiune pe piețele financiare. Și asemenea tip de declarație este preluat imediat de toate agențiile de presă. Știți care este urmarea unei asemenea tip de declarație? Nu cred că se teme Bruxelles sau Washingtonul de lovitură de stat militar în România. Nu. Dar îți crește rata dobânzii în zona respectivă. În privința pensiilor, că se ia de la bogați, se dă la săraci, sigur, sunt chestiuni politice, iar aici domnul Mădălin Voicu a pus punctul pe ei. Ne, oamenii ăștia care au 300 de milioane de lei pensie, după ce, conform principiului contributivității, ar trebui să aibă 30 de milioane, ei nu au luat pensia cu pușca de la poștă. Statul, Parlamentul, toți distinșii reprezentanții ai partidelor politice au votat legile necesare pentru ca asemenea persoane să obțină asemenea pensii. Deci nu e adevărat, domnul Chiriac. Dar cum fac, domnule? Am explicat în pauză că nu e adevărat. Dar cum iau ei pensiile astea? Cum fac legile? Moment, cine dă legi în România? Parlamentul, cred că e singurul organ care dă legi. Despre asta era vorba. Dar numai problema este că atunci când au dat, legile, nu s-au așteptat ca interpretarea pe care ei au dat-o de bună credință să fie folosită în mod abuziv. Apropo de veniturile uriașe puse în ultima lună și domnul 80%. Bun, dar astea se puteau recalcula, se puteau repara toate aceste greșeli. Asta facem. Le reparăm într-un sistem unic ca să știm ce se strânge într-un singur sistem, ca să știm ce se dă într-un singur sistem. Când ați ajuns să vă cruciți de câte pensii sunt și de câți bani se duc pe astfel de pensii. Dacă s-au făcut greșeli de-a timpul anilor, greșeli cu ajutorul guvernului. Dar de ce sunt la pușcărie oamenii care au făcut greșeli? Poftim? De ce nu se duc la închisoare, la penitență? Eu n-am spus ilegalități. Ba da, pentru că asta e o șmecherie românească. Domnul Voicu, dacă o să ne uităm, am convenit, probabil că dumneavoastră ca vechi parlamentar ați votat și această lege a pensiilor. Nu, eu nu pot să votez, o șmecherie. Cea care a fost, cea care este în aplicare, după care acești oameni primesc pensiile. Unul este salariul și alta este venitul. Da? S-a locuit în lege. Așa cum era intenția inițială, de exemplu pentru magistrați, în care se spunea la vremea respectivă, pentru că erau salariile foarte mici și nu s-a făcut încă reforma în justiție legată de creșterea salarizării, când a promovat-o domnul Stoica, în lege era scris 80% din ultimul salariu și în Parlament cineva foarte inteligent, care avea interesul, a locuit cuvântul salariu cu venit. Dar știm. Căutați și-l găsiți. Păi spuneți-mi, domnule, că să facem public. Găsiți. Da, da, așa dăm vina tot timpul pe partide, pe interese, pe scopuri. Și care e omul care a făcut chestia? Dacă știți persoana care a schimbat salariul cu venit, ar trebui să o spun. Plecasem de la... Ați provocat tensiuni sociale. Nu scăpați de noi. Nu scăpați, domnule Spân. Nu scap, dar după ce... Știți sau nu? Sau faceți? Pur și simplu aruncați niște informații fără să aveți fundamentare. Uitați-vă la textul care a plecat de la... Domnule Spân, dumneavoastră știți? Textul. Nu știu exact persoana. Deci dar nu cineva știți a făcut-o, cine? Nu știu. Dar nu știți domnul Spân, cine a făcut. Da, de chiar de la plădele din Comisia de Muncă. De unde, de ce să nu? Dar haideți să plecăm cu altă... A spus o întrebare aici. Astea nu, vreau să... Le aruncăm pe vreau să lămuresc speranța de viață cu speranța de trăi la pensie. Spuneați că în 2030. Eu vă dau speranța de viață acum. În 2008. Speranța de viață pentru după ce ieși la pensie. Cât iei pensie până te duci pe tărâmul celălalt, pentru bărbați în 2008 este de 14,8%. Ce înseamnă asta? În 2009, pentru femei... Asta e cum zicea domnul Băcărău, că facem 1,6 copii noi români. Deci, ca medie, toți cei care au ieșit la pensie, calculând... Ce înseamnă 14%? 14,8 ani... Ce înseamnă în ani, în vârstă? În ani, vârstă. Cum 14 ani? 14,8 ani după ce ieși la pensie. Bărbații mai trăiești între 14,8, iar femeile 22,1. Iar în 2030 este 16,2 cu 9,7 cred că dacă mai trăiește cineva deci încă 5 ani peste vârsta de pensie, de la pensie de la o victorie. Un minut, haideți să-i dăm și reprezentantului UDMR, domnul Petru Lacatoș, este în legătură telefonică directă cu noi. Reprezentantă UDMR a fost în Comisia de Buget, este în prezent în Comisia de Buget, știe ce este și în acel buget de stat. Bună ziua, domnule Lacatoș. Bună. Spuneți-ne, disputele acestea legate de pensii reprezintă doar începutul. Este un proiect de lege în Guvernul României. Se va duce acest proiect în Parlament. Cum credeți? Cât de mult credeți că va lua o astfel de discuție, să spunem, o dezbatere pe legea unică a pensiilor în Parlamentul României? Va lua exact atâta timp cât ne-a trebuit ca să ne dăm seama de ce s-a întâmplat, practic. Statul reprezentat prin guvern în anii anteriori ca să păcălească Fondul Monetar Internațional
și în general statisticile, a inventat sporurile și indemnizațiile care vin deasupra salariilor. Așa am reușit să păcălim o perioadă de timp. Acum a venit clipa adevărului, când bugetul asigurărilor sociale nu mai rezistă. Guvernul din nou a făcut o greșeală, o proastă comunicare, mass media, a venit cu o variantă pe care după aceea au schimbat de N ori, mă refer la varianta care a fost pusă pe site-ul Ministerului Muncii. Acum, noi am primit la Parlament, dar încă n-am văzut niciunul dintre noi, poate colegii din platou au primit deja ieri până la ora 17, eu nu l-am primit la Parlament, noua variantă, urmează să discutăm și să încercăm să găsim rezolvarea tuturor problemelor pe care le-ați amintit și dumneavoastră și care de zile întregi țin capul de afiș la toate publicațiile, atât scrise cât și în mass media electronică. Vă mulțumesc pentru apreciere. A fost domnul Petru Lacatoș. Nu mai avem timp, din păcate. Iată, o discuție la fel de interesantă, dar și lungă va avea loc în Parlamentul României. Asta dacă nu se va băga, iată, și o moțiune de cenzură, pentru că Mircea Joană vorbea de o moțiune de cenzură în acest context. Până atunci, Mircea Joană are de rezolvat probleme în Partidul Social-Democrat. Congresul se apropie. 20 februarie este data Congresului, dacă va avea loc, pentru că, iată, ne spune Ion Iliescu că vremea ar putea face probleme, sau vremurile din PSD, adăugăm noi, nu știm, vom vedea. Mircea Joană astăzi la Craiova. Să se înceteze cu voci care vorbesc că acum se fracturează partidul. Și am reușit să țin Partidul Unit în condiții extrem de dificile. Dacă cineva crede că eu vreodată voi putea accepta ceea ce am acuzat la Traian Băsescu, înseamnă că nu mă cunosc, greșesc, greșesc și iar greșesc. Este vremea foarte nefavorabilă. Este pericolul ca acest congres să fie amânat din acest motiv? S-ar putea ca vremea să ne impună așa ceva, nu știu. Ion Iliescu, vorbim despre o eventuală amânare a congresului. Înainte l-ați văzut pe Mircea Joană atrăgându-le atenția celor care îl critică să nu mai critique și dezmințind zvonurile potrivit cărora partidul s-ar scinda sau ar pleca mulți din partid dacă Mircea Joană iese din nou președintele Partidului Social Democrat. Domnule Mădălin Voicu, sunteți un adversar al lui Mircea Joană, n-a spus doar odată că plecați din partid dacă Mircea Joană este președinte. Pare însă că are destulă susținere să rămână în fruntea partidului. Da, și încă nu știu dacă sunt un adversar al lui Mircea Joană. Nu prea am eu, să spun eu, în mine chestia asta cu a fi adversar, dușman, să mă opun dintr-un motiv visceral sau știu eu altfel. Însă eu sunt un om de partid și eu am constatat că în 5 ani de zile acest domn care se cheamă Mircea Joană, după părerea mea, este un diletant și un neputincios în ale politicii ca și conducător de partid. Poate se pricepe, așa cum spun unii și alții, în ale diplomației. Dar această impostură și acest gen de ipocrizie și lichelism pe care dumnealui le consideră rețete politice în a ne anunța cât de mult a luptat, cum a ținut el partidul, cum a făcut el să fim în floarea puterii noi, PSD-ul, când e vai de mama noastră astăzi, astea sunt lucruri care eu le consider atât de nocive și de toxice, încât nu pot să iau de bună sau în serios ce spune Mircea Joană. Mie mi se pare o obrăznicie și un tupeu fără de margini. Indiferent că e o declarație politică sau nu, eu o spun pentru că este reacția pe care orice om normal care ține la un partid, indiferent care ar fi el în care este, poate accepta astfel de gogorița unui prostănat.